Bună ziua, dragilor! Am poposit aici la Vâlcele, ne-am întâlnit cu preotul Vasile Antonie Tămaș și am aflat de la dânsul că băile de aici, de la Vâlcele, au ars în urmă cu câteva zile. Uitați-vă și dumneavoastră ce imagine dezolantă avem aici. Un centru balnear foarte, foarte frumos, extraordinar, unde veneau aici din toate zonele țării și chiar din afara țării veneau aici. Acum arată, uitați în ce mod, ars tot acoperișul. Este o imagine dezolantă. Uitați-vă. Tot acoperișul de aici este practic distrus. Nu știu exact ce s-a întâmplat. Că este un accident, că este un act de sabotaj. Mulți suspectează că este vorba de un scurt circuit la instalația de încălzire și acesta a dus la această nenorocire. Practic i-a ruinat pe acești oameni de aici. Avea un punct de atracție și uitați acum. Acum este făcut scrum tot acoperișul. Încă se mai văd resturile de acoperiș de lemn carbonizat. Uitați-vă. Să vă arăt și o imagine din exterior. Noi când am poposit aici chiar am sesizat această clădire și nu înțelegeam ce s-a întâmplat aici. Priviți. Acoperișul de jur împrejur este făcut praf. A ars până la lemnărie, a distrus și țigla,